Andreea, părerea mea că a fost cel mai reușit press day în ultimii 4 ani și poate este și datorită anului de pauză de press day. Dar ProTV în tot timpul ăsta a fost ProTV, a rămas ProTV, publicul a rămas lângă noi și există o explicație. Dacă vreau să iau explicație, vreau să iau de la știri. De ce rămâne publicul alături de ProTV și la bine și la rău? Pentru care încredere în ProTV. Cred că încrederea este extrem de importantă atunci când vorbim despre o televiziune, despre un program TV. Și de-a lungul anilor s-a dovedit că i-am informat corect, indiferent că vorbim de... sau i-am informat corect sau în cazul emisiunilor i-am distrat corect, așa încât nu văd de ce n-am fi alături în continuare dacă suntem o echipă câștigătoare. Ce crezi că se întâmplă toamna asta cu grila asta spectaculoasă? Doamna, se numără bobocii. Cred că apar emisiuni noi și sper să fie apreciate, care să atragă un public nou către ProTV. Revin unele dintre vedetele noastre care au făcut pauză și poate că românilor care se uită la ProTV le-a fost dor de ele. Ce să mai zic? Nu știu, eu aștept să văd ce se întâmplă în Vlad personal. Și... recomand Superstar, să știi. Și tu recomand Superstar. Păi, deci... am fost acolo, e wow. Da? Păi, suntem bine atunci. Asta zic. Și o să închei cu o promisiune de la știri pentru publicul ProTV. Pentru următorii ani. O să rămânem în continuare echidistanți. Orice ar fi. Pandemie, fără pandemie. Pandemie, fără pandemie. Verificăm sursele din 3 surse independente. Îmi pare rău sau îmi pare bine, de fapt. Păstrăm sistemul, nu? Eu sunt pe sistemul vechi, da, nu... dăm așa tot ce auzim pe stradă și în mers. Andreea, îți mulțumesc pentru un sistem care funcționează. Te pup! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.